cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mora. Bună dimineața, cafeaua de dimineață, mesagerul de neamț, știrb din neamț pe Facebook, mesagerul de neamț pe site și pe alte grupuri. Cafeaua de dimineață, suntem la două zile după 10 mai, ziua regelui, la trei zile după 9 mai, nici nu mai știm ce sărbătorim pe 9 mai, că sunt atât de multe lucruri, încât nimeni nu-și mai aduce aminte cu exactitate. Da, pe 12 mai, noi sărbătorim faptul că încă am reușit să scoatem un număr din ziarul Mesagerul de Neamț, numărul 536, în condițiile în care azi dimineață tocmai am primit vestea că se mai mărește încă o dată prețul la hârtie. Pentru noi este o problemă, de exemplu, pentru cei care, nu știu cum se cheamă Eon sau cum îi cheamă, nu este o problemă. Mi-au arătat niște oameni care au firme cum au primit facturile de compensare sau, mă rog, procesele verbale de compensare, ceva de genul ăsta, teancuri de hârtie atât de mari transmise firmelor. Până la urmă nu e așa, pentru hârtia aia se consumă energie. Energia o plătim cu toții. Bine, curentul electric mai puțin, că aici nu s-a simțit chiar atât de tare scumpirea, la gaze mai mult. Și mai sărbătorim astăzi faptul că facem emisiune cu domnul Adrian Jucan, consilier local Piatra Neamț și antreprenor de succes. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Vălănescu, bună dimineața urmăritorilor dumneavoastră. Cum ați început dumneavoastră în ceea ce privește noile ediții ale ziarului? De obicei se sărbătoresc cifrele rotunde. Am făcut 500 de ediții. Nu. Sărbătorim. Noi acum sărbătorim fiecare apariție aici, pentru că nu știm cât se mai poate. Aici vreau să ajung. Acum ar trebui probabil făcut o sărbătoare din apariția fiecărui număr. Da. Astăzi vă propun o emisiune, ca să spun așa, mai distinsă. Nu neapărat mai distinsă, dar mai distinsă, da? Să pornim de la lucruri care se întâmplă în jurul nostru, să le discutăm. În calitate de antreprenor, în calitate de consilier local, dar în calitate, în primul rând, de cetățean atent la ce se întâmplă în, în jurul lui. Uitați, eu citesc acum un comunicat primit din zona prefecturii. Și că vești bune pentru autoritățile locale. Înainte, tovarăș, începând de luni 16 mai 2022, pot accesa 2,73 de miliarde de euro din PNRR. Fondul local este a doua rundă de finanțare dedicată autorităților locale după valul renovării, lansat în aprilie 2022 cu un buget de 5,5 miliarde de lei. Valul renovării. V-a plăcut? Da. Deci, Tăfler spunea despre al treilea val al omenirii, așa, de la prefectură ni s-a spus că am trecut deja și n-am simțit încă prin valul renovării. Și acum vine valul, nu mai spune exact ce, ia să vedem despre ce val este, pentru a asigura dezvoltarea echitabilă a localităților, eu citesc cum scrie, în această schemă de finanțare sunt prevăzute fonduri prealocate, deci rețineți, prealocate, garantate pentru fiecare comună, oraș, municipiu, eu merg mai departe, stradă, spotecă, apartament, trotuar. Sunteți foarte specific. Da. Pentru investițiile ce pot fi accesate. Și suma prealocată este așa. Fiecare comună, oameni buni, a dat peste voi norocul, va primi 324.770 de euro fix, niciun cent mai mult sau mai puțin, pentru investiții. Fiecare oraș 3.189.815.000 de euro și, țineți-vă bine, fiecare municipiu de ședință de județ 12.493.000 de euro. Și mergem mai departe. E un comunicat din ăsta foarte drăguț.
Eu zic că e bine. Problema mea este că nimeni nu ne spune în acest comunicat când, nu mai vorbim de cum, că la cum deja acolo lucrurile se rezolvă. Ați văzut multe asemenea comunicate. Eu văd în fiecare zi, ba trimite unul, ba trimite altul, ci că cel puțin pe banii ăștia de la Angel Salini, toată clasa politică este, cum să spun eu, la unison. Băi, ce dea bani? Probabil că s-au negociat sumele respective. Dar întrebarea mea este când și cum? Da. Că în momentul în care întreb când, îmi cer scuze, mi se spune așa, asta este un buget multianual. Pe care e diferența de ce era până acum și ce e acum? Poți discuta despre el mai mulți ani. Mulțumesc frumos! Este genial! Răspuns. Am intrat în jocul dumneavoastră, dacă tot ați spus că este genial acest răspuns, recunosc. Nu m-am gândit la asta. Da, nici eu nu prea sunt adeptul acestor discuții, cum să zic eu, foarte triumfaliste despre un viitor care încă nu-l palpăm, în sensul de aș prefera să discutăm despre proiecte efectiv realizate, demarate și nu doar despre sume alocate și potențial, cu un anumit grad de potențialitate de a fi cheltuite și în felul ăsta să crească nivelul de trai sau, eu știu, să fie rezolvate anumite probleme. Dar discuțiile premergătoare, demarării unor proiecte și investițiilor aferente, pun la dispoziția autorităților și dau posibilitatea aceasta de a discuta despre valul schimbării, un nou val al schimbării. Valul renovării. Nici nu știam că România are nevoie de 5,5 miliarde de euro ca să facă renovare. Probabil că are nevoie de mult mai mult decât atâta. Eu m-aș fi bucurat ca România să primească măcar vreun miliard de euro pentru școlarizarea. Și nu fac nicio glumă, pentru școlarizarea viitorilor politicieni. Oh. Deci, la modul extrem de serios spun asta. La modul extrem de serios. Problema noastră principală este că nu avem o clasă politică specializată, ca să spunem așa. O clasă politică care să nu se ducă acolo doar pentru a bifa niște funcții și ca în spatele funcțiilor să bifeze niște afaceri. Domnul Bălănescu, aceasta este o discuție cât se poate de amplă și recunosc. O reformă în orice capitol, în orice secțiune a unei societăți, atunci când vorbești despre ea, este necesară. Doar că în ceea ce privește clasa politică, ea nu se poate face atât de structurat pe cum ați vrea-o dumneavoastră. S-ar putea face într-o oarecare măsură, doar că eu, de exemplu, pentru că încă sunt în perioada în care mă aflu noi lucruri despre zona asta politică, cred că mi-ar fi fost necesare niște cursuri la începutul contactului meu cu administrația publică și mi-ar fi fost mai simplu să am o variantă structurată. Eu și sunt adeptul ăsta care când mă bag undeva, haideți să vedem ce trebuie făcut. Pentru că domeniile sunt foarte vaste, normal că nu prea ai cum să intri repede în pâine și atunci pare că, uite, încă unul care a venit acolo și nu face nimic. Acum, vreau să-mi spuneți că nu e nevoie. Eu vă spun că e nevoie de ce? Pentru că această școlarizare a clasei politice și administrative în România funcționează, ca să spunem așa, ilegal. Vă dau un exemplu. Deci, un exemplu simplu. O familie. Nu dau un nume. Ia, șefă, mare. El, într-o instituție subordonată a șefei, primește o funcție de director. Mai are și o funcție de dascăl la care nu renunță. Copilul,
Și el primește o funcție, nu neapărat o sinecură de undeva consilier. Și acum, nu știu cine, din familie, probabil viitor, un viitor membru al familiei, primește o altă sinecură. Deci, ei s-au școlarizat în familie. Nu-i normal, eu aș vrea să-i văd școlarizați oficial. La urmă, familia este nucleul de bază al societății, iar familia este nucleul de bază al societății românești. Deci familia este nucleul de bază al societății în general și familia, proveniență mafiotă italiană, da, este nucleul de bază al dezvoltării administrative a României. Și atunci, de asta am zis, de ce să nu le dăm 1 miliard de euro, să nu mai cheltim noi cu ei? Timp de un an, doi, orice soluție de genul ăsta va fi îmbrățișată cu succes și cu siguranță oamenii politici vor reuși să cheltuie acești bani în interesul școlarizării. Îmi place că sunteți foarte optimist. Am încercat să intru în, așa cum, așa cum ați definit dumneavoastră, cumva o macro tema emisiunii, ca să zic așa, mai destinsă. Dar că, într-adevăr, pe de o parte, calitatea mea de consilier local îmi impune și să iau lucrurile mai, să fiu mai serios. Și atunci, de când am intrat în zona asta de politică, m-am tot gândit și înainte care ar putea să fie soluțiile, pentru că problemele le vedem cu toții, putem să le discutăm de fiecare dată când se întâlnesc doi sau mai mulți oameni și vin discuțiile despre politică, ele se ajunge cam în același punct. Uite ce fac, nu fac, de ce nu fac așa, ce e așa de greu să fac, toți sunt corupți, toți nu se gândesc decât la binele propriu și la familia lor. Familia lor, așa? Și permanent m-am gândit, și ok, și care ar fi soluțiile? Până la urmă, oamenii politici sunt o emanație a societății. Și exact asta am spus și eu aseară, invita la o emisiune. De aici încolo trebuie să acceptăm că ăștia suntem, facem parte cu toții, că din când în când se mai ivește câte o persoană care se gândește mai mult la ceilalți decât la cei apropiați. E o excepție în momentul de față. Or, mă uitam acum dimineață pe știri. Știți că asta facem noi din când în când. Și o știre, că sunt două știri care au inflamat în ultima perioadă în România. Prima știre e aia cu imnul secuiesc cântat la campionatul mondial. Și a ieșit Kelemen Hunor, care orice poți să spui despre el, dacă nu-i politician, nu poți să spui. Să știți că ei au sistem de școlarizare a clasei politice la UDMR. Da, și au un proiect foarte important. Deci ei au școlarizare, la ei politicienii, marea lor majoritate, vorbesc limba română impecabil și pot să corecteze din punct de vedere gramatical pe mulți dintre ai noștri. Și spune așa, zice, domne, s-a inflamat lumea degeaba. Zice că intonarea imnului secuiesc în competiții nu e o noutate și are dreptate aici că nu e o noutate. Dar zice, eu în primul rând, sunt mândru că echipa României a jucat acolo, a luat bătaie, nu mai contează, a jucat în grupa principală. În al doilea rând, sunt mândru că 90% din componenții echipei României sunt secui și au jucat sub tricoul României. Și în al treilea rând, sunt mândru, zice, că chiar avem un imn secuiesc. Cum s-a văzut chestia asta de la Piatra Neamț? Că eu nu pot să mă pronunț într-o calitate obiectivă despre subiect, prin motive care țin de un trecut profesional în zona secuiască. Din punctul meu de vedere este o greșeală impardonabilă și o ținere în viață a unor teme care pentru anumite persoane sunt importante. Această diviziune în ceea ce privește administrarea teritorială a României și o chestiune care ar trebui să ne preocupe, nu este amplă în momentul de față, dar semințele acestea pot crește și atunci cu cât le
reduci posibilitatea de a se dezvolta cu atât mai bine. Până acum, e greu să le reduci posibilitatea de a se dezvolta în momentul în care noi avem o coaliție de guvernare în care UDMR-ul este motorul, putem spune, în multe privințe, și coaliția de guvernare a avut un ministru care era în tribuna respectivă. Da, este o coaliție de guvernare, dar asta nu înseamnă că faptul că faci parte dintr-o coaliție ți se permite să faci chestiuni care nu sunt normale și nu, sunt niște limite care trebuie foarte clar definite, iar asta este una dintre ele. Eu vă spun că lucrurile astea durează nu de acum. Lucrurile așa se întâmplă de foarte mult timp. Și nu numai că se întâmplă, ele produc și niște efecte în mentalul colectiv de acolo. Sigur că da. Efecte care se sedimentează și creează o anumită stare de spirit în zonă. Și vă spun ca unul care chiar cunosc zona. Păi, da? Elemente de genul ăsta țin aprinsă ideea unor oameni că poate la un moment dat, eu știu, efortul lor va fi răsplătit într-un fel. Da, e adevărat. Pe de altă parte, noi ne inflamăm în presă. Ne inflamăm în presă, vezi, domnul Grindeanu. Da. Și după aceea mergem la ședința de guvern. După ședința de guvern bem relaxați o cafea. Ce ne-am făcut toți treaba. Noi am cântat timp, nu voi ne-ați criticat. Mergem mai departe. Și vă dau un alt exemplu. Asta e situația. La Iași, pe vremuri, când era domnul Simirat primar, parcă, și mai era câțiva opoziția domnului Simirat, ieșeau la televizor, la un post de televiziune, se bălăcăreau la nivelul ăla de mahala. După care se urcau toți în aceeași mașină și mergeau nu la Boltare, ci la un restaurant alături și petreceau până dimineața. Zică, ai văzut cum ne-am dat-o? Păi, probabil că această discuție mai care ducea în zona bălăcărelii, cum ați denumit-o dumneavoastră, era pe niște teme, era o dezbatere și acolo nu erau de acord, pe alte... La un șpriț și o fripturică, toată lumea este de acord. Erau de acord. Vă mai dau un exemplu asta. Interesant. Țineți minte acum vreo 4 luni de zile cum s-a inflamat o parte a presei și o parte a corectitudinii politice românești în momentul în care liderul AUR a spus ceva despre Holocaust? Da. Toată lumea s-a inflamat. A existat și au existat două, trei voci care au spus, stați un pic, să nu ne inflamăm. Ăla a folosit o expresie nefericită. Nu, a venit parchetul, urmărire penală la cererea domnului Muraru, străiesc domnul Muraru, domn profesor de istorie. Așa? Și după aia nu s-a mai auzit nimic despre ancheta respectivă. Dați-mi voie să vă citesc ceva. Să vedem. Deci, cu referire la solicitarea adresată instituției noastre, parchetul, vă comunicăm că în dosarul care face obiectul cererii dumneavoastră, prin ordonanța din data de a fost dispusă soluția clasării în considerarea faptelor, respectiv în REM, constatându-se incidența cazului care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale prevăzută în articolul cu tare litera A, așa, cod de procedură penală. Paranteză. Fapta nu există. Închis paranteza. Punct. E comunicat de la Ager Press. Ce s-a întâmplat? Politic s-a ieșit și a zis, doi, ăsta trebuie închis. A negat Holocaustul. Nu. El nu a negat Holocaustul. El a spus așa. Nu cred că este normal, dar n-a știut să exprime. S-a exprimat mai greu, că na, politicieni de genul ăsta se exprimă câte atât mai greu. Nu cred că este normal să se predea Holocaustul ca materie separată, cu note și cu asta, în curicula de predare din România, în condițiile în care avem o curiculă încărcată, vrem să renunțăm la alte lucruri și este anormal să predai doar o materie de genul ăsta, poți, o ai inclusă în manualul de istorie, dacă lași orele de istorie, dacă le scoți, nu le mai ai.
Dar nici să faci numai istoria Holocaustului, să nu mai faci istoria României. Și asta a fost ideea. Am fi singura țară din lume în care se predă în felul acesta Holocaustul, pentru că noi avem predarea Holocaustului de pe vremea domnului Marga în curiculă. Și s-au inflamat toți și a ieșit și vai de mine, ca să dăm frumos afară. Domnul Bălănescu, sunt anumite teme care în momentul de față în societate trebuie tratate cu foarte multă atenție și atunci când te referi asupra lor. Inclusiv când vorbești despre, eu știu dacă aș lua declarația acestui domn politician, trebuie să o vizualizezi foarte clar, pentru că dacă ai schimbat puțin ordinea cuvintelor, iese cu totul altceva. Absolut. O poți duce în zona dezbaterii. De regulă, imaginea pe care o am perceput-o eu este că vorbește foarte triumfalist cumva și pentru un anumit gen de public. De public. Și atunci mesajul pe care încearcă să-l transmită, care este de regulă naționalist în zona aceasta, cam acolo te-ar duce cu mintea, că nu a avut gândul unei dezbateri neapărat, dar nu este neapărat să se fie întâmplat așa. Pe mine mă interesează ce a urmat după, pentru că în momentul în care un asemenea om, despre care eu nu mai discut foarte mult, vine și lansează asemenea teme, de asta am și vorbit de cealaltă cu imnul secuiesc, vine și lansează asemenea teme, îi vezi pe toți cum intră și mușcă, pentru că a lansat tema și ca să vorbească despre el. Da, cu siguranță. Mușcă toată lumea și vine parchetul și spune, doamne, deschidem dosar penal în rem. Pentru ce? Pentru că este aspecte ale temei acestea sunt prevăzute în codul penal. Da, sunt prevăzute în codul penal, dar înainte de a deschide dosarul te uiți, vezi un pic despre ce este vorba. Asta s-a și făcut. S-a uitat și s-a ajuns la concluzia că fapta nu există. Știți cum e, cum zicea Caragiale? Dar onoarea mea nereperată cu ea cum rămâne? Acesta este unul din riscurile. Nu putem pune cuvântul onoare lângă domnul Simion. Acesta este unul din riscurile activității de politician. Asta este unul din riscurile activității de politician, că pe care eu și eu l-am luat în considerare atunci când am făcut acest pas. De la o declarație, de la o acțiune, poți să te trezești cu o anchetă în ceea ce te privește, care se poate cel mai probabil finaliza cu nu există fapta sau nu știu, neînceperea urmăririi penale, doar că în tot acest interval numele tău a fost asociat cu o faptă. Da. Și de aici încolo te duci și îți vezi de viața ta în continuare. Da. Mergem mai departe. Eu mai dau o temă interesantă. Știți, am aflat că s-a votat, deci nu. Deci o lege împotriva speculei în perioade de criză. Adică situație de urgență, da, da, situație cu tare, așa. Și spune domnul indestructibilul Bogdan Chirițoiu de la Consiliul Concurenței, un domn care a dat dovadă de mare competență, declară, când cumperi o mască cu un leu și o vinzi cu 10, nu amenda de 1% te va speria, ci faptul că putem să-ți interzicem activitatea și să-ți confiscăm marfa și profiturile făcute din această activitate ilicită. Eu vă întreb, care e activitatea ilicită? Că eu iau o marfă cu un leu și până dau 110 lei. Situațiile excepționale trebuie să fie tratate cu măsuri excepționale. Este adevărat, o activitate de comerț îți permite să îți pui adausul comerț. O cumperi sau nu o cumperi? O întâlnire a cererii și ofertei. Produsul tău este cerut pe piață într-o cantitate mare, oferta este într-o cantitate mică, prețul poți să-l duci mai sus. Știți care e gluma aici? Cei care au făcut achizițiile de măști nu sunt niște firme de pe piață. A făcut statul român.
Marea majoritate. Da. Dar până la urmă, beneficiarul final este statul român, prin Ministerul Sănătății, prin spitale, prin... Și tu vii și spui acum că îi pui lui ăla care a adus marfa cu un leu. Când tu ai un institut, o instituție care face lucrul ăsta și a cărui șef este cercetat penal acum și e trimis pentru achizițiile, da, ilegale. Deci e de noaptea minții. Deci problema nu este a achizitorului aici, într-o situație excepțională. La ce se referă aici, se pune problema unei marje de profit foarte mari pentru un produs de strictă necesitate pentru o perioadă excepțională. Asta e. E doar că, nu știu, un produs care devine mai puțin accesibil pe piață pentru o perioadă sau este cerut foarte, într-o cantitate foarte mare, cum s-a întâmplat cu măștile. Da? A fost o cerere foarte mare într-o perioadă scurtă de timp. Normal că cei care au avut posibilitatea să le aducă, pentru că se cerea, au putut să pună un preț mult mai mare față de cel cu care era o activitate economică absolut normală în condiții normale. În condiții excepționale, ea poate fi reglementată. Așa cum se face. Eu nu spun că nu se poate reglementa, dar mi se pare, nu știu, puțin în afara oricăror reguli, faptul că vine o instituție de stat și spune aici este speculă. Cum constată el că este speculă în condițiile în care avem legi economice care spun foarte clar niște lucruri? Constați că e speculă. Fă legi care să interzică lucrul ăsta, dar nu să fie legi în afara cadrului economic normal. Pune impozitul mărit la ăla. Nu știu, găsește o soluție ca statul român, care este beneficiarul până la urmă prin cetățenii lui, ca să spunem așa, în caz de pandemie, că luăm cazul pandemiei. Dar eu mă gândesc, nu la pandemie, vine și se dă o situație de urgență, da? Și nu găsim cartofi pe piață. Unul importă cartofi. Găsește cartofi în Bangladesh cu 30 de bănuți, îl mai costă drumul 20 produsul de bănuți la... și vine cu 50 de bani aici, mai plătește șpaga la vamă ca să poată să ducă o cantitate dublă neînregistrată, mai așa, și vine cu ea și o vinde. Și spune el, eu îl vând cu 5 lei, e singurul care are cartofi pe piață. Vine Consiliul Concurenței și spune, băiete, e speculă. Păi de ce e speculă? Trebuie văzut. Nu trebuie tratat strict din punctul de vedere al adaosului comercial. Deci nu poți să tratezi o situație de genul ăsta strict din punctul de vedere al adaosului. Păi să vină statul, să ducă el în Bangladesh, prin celebrele sale instituții, să aducă cartofi pe piață și să pună pe piață cu un leu jumate. Nu este ăsta rolul statului întotdeauna. Deci are destule roluri. Mai lăsați și mediului privat să facă anumite chestiuni. Unul dintre aspectele care totuși, uitați, îmi dau seama cum merge firul logic, inclusiv dumneavoastră în ceea ce a spus. Eu recunosc că greșesc. A spus așa, vine cineva, importă un bun cu un preț mai mic, mai plătește și o șpagă pentru a băga jumătate fără acte, da. Una dintre chestiuni este așa. Sigur, este o activitate ilegală pe tot parcursul ăsta. Nu este ilegală, pentru că la noi așa... Nu, pentru că dacă vame și n-ar lua șpagă, da, n-ar intra marfa. Știți? Bun. Și s-ar opri de la vamă. De acolo s-ar opri și ar zice gata. Deci statul român și-ar face treaba acolo în primul rând. După care, dacă ăla a adus marfă și vrea să o bage, eu confiscă că e ilegal venită, da? Și nu mai avem problema. Dacă lucrurile merg normal, ăla ajunge cu vaporul sau cu ce aduce el, trece, face vama, intră în țară, vămuit frumos, își pune omul adaosul comercial și tu vii și îți spui că e speculă. Cum spui că e speculă? Păi, și apoi, un al doilea element care nu prea îmi place în toată această ecuație este alăturarea cuvântului speculă, care este de
o natură peorativă, exact, de mediul de afaceri, de cei care fac afaceri. Exact. Și trebuie foarte bine definit și văzut unde, pentru că populația va îmbrățișa foarte repede. Da, mercurial. Da. Prețuri, bă, ai vândut peste ai vândut spanacul peste 7 lei. Păi, te ducem noi astăzi, sunăm noi la domnul Chirițoiu, să vină domnul Chirițoiu să vadă, să facă cartelul producătorilor de spanac din Piatra Neamț. Doar încă o dată, pentru situații excepționale, se impun și măsuri excepționale care sunt în afara cadrului normal de funcționare a unei economii. Da, acum vin la dumneavoastră cu o propunere pentru... Trecem spre Piatra Neamț, ca să ajungem la... Vin la dumneavoastră cu o propunere, la modul foarte serios, ca o discuție. Eu nu mai știu acum... nu mai vorbim de societăți, vorbim de primărie. Parcările cu plată, deci parcările nu de reședință, care sunt la domn prefect acum, parcările celelalte, cu plată. Am văzut la vremea respectivă, s-a pus în mișcare un regulament, abonamentul la o parcare cu plată pentru o persoană fizică, dacă are nevoie să-și facă abonament, îl ajunge la 1800 de lei pe lună dacă plătește lunar. Dacă plătește lunar. Deci dacă plătește în fiecare lună. Dacă plătește odată toți banii, undeva mai ieftin, la vreo 1200-1000 și ceva de lei. Mulți bani pentru o persoană fizică. Mulți bani. Dar presupunem că persoanele fizice, marea majoritate din Piatra Neamț, nu își iau abonamente. Mergem la o firmă. La o firmă, dacă plătești lunar, în general Piatra Neamț, cu câteva excepții, firmele sunt mici, mijlocii, și se, cum spune tot politicianul când vine în emisiune la mine, noi sprijinim firmele mici și mijlocii, că săracii au o problemă mare de tot. Prețul este mai mare decât pentru persoană fizică, cu 25 de lei, de la 150 la 175. Dacă o firmă are 3-4 mașini la care trebuie să le facă abonament, trebuie să plătească o sumă destul de mare la finalul anului. Adică plătești lunar 175 de lei, vă dați seama, dacă ai 4-5 mașini, plătești 100 de milioane. Ceea ce mi se pare destul de mult. 100 de milioane și mai este o problemă. De ce această diferență între persoană fizică și firmă? E același loc de parcare. Suntem cetățenii acelui oraș, folosim parcările ca cetățenii acelui oraș în proporție de 90%. Acum crește turismul, e adevărat, o să fie 80%. Da. Și ideea era așa. Nu puteți să le propuneți colegilor din Consiliul Local măcar să ia în discuție pe perioada asta, pe perioadă limitată, până își revin firmele după pandemie, după asta, o apropiere a prețului și ar mai fi ceva. Dacă ai mai multe mașini și plătești totul odată, poate să faci o reducere nu în funcție de un abonament și plătești, ci de 5 abonamente, de 6 abonamente. Că regulamentele astea știm cu toții că sunt făcute ca să poată fi și schimbate, după cum Dumnezeu binecuvântează readucerea parcărilor la parking. Regulamentele nu sunt făcute ca să fie schimbate, ele pot fi schimbate. Pot fi și schimbate. Pot fi îmbunătățite. Da. Acum, în ceea ce privește diferența pe care o menționați dumneavoastră, aș veni cumva cu o întrebare retorică mai întâi. Mai știți diferențe la prețuri pe care le plătesc diferit persoanele fizice și firmele? La diverse? Mă gândesc. Da. De exemplu, la energie electrică, persoanele fizice plătesc alt tarif față de... Corect. Firme. Dar acolo e o multinațională impozite, protejată de Uniunea Europeană. La impozite pe proprietăți. Persoanele fizice plătesc alt tarif față de firme. Mai mare. Mai mic sau mai mare? Mai mic persoanele fizice. Întotdeauna persoanele fizice plătesc mai mic decât firmele. Mult mai mic. Bun. Și atunci întrebarea mea este, cum sprijinim noi firmele la taxe și impozite? Eu nu vorbesc de Brașov, Iași, bun, Sibiu. Eu vorbesc de Piatra Neamț. Deci aici și eu mi-am pus întrebarea asta. De ce dacă ai, de exemplu, o mașină pe persoană fizică, plătești un impozit mai mic local decât dacă mașina aia este pe persoană juridică, pe o firmă?
Sau dacă ai un apartament pe persoană fizică, de ce plătești doar câteva sute de lei? Iar dacă este pe persoană juridică, plătești câteva mii de lei. Da, diferențele sunt foarte mari. Bun, de unde poate să vină una dintre explicații? Nu mi-am explicat foarte clar, dar pe de o parte este masa de colectare. De la persoanele juridice sunt mult mai puține decât persoanele fizice. Și atunci, până la urmă, statul atunci când își face, sau un buget local când își face, când își construiește bugetul și vede cam câți bani avem nevoie, câți bani putem să strângem pe de altă parte, te uiți care sunt contribuabili, care sunt mai siguri. Contribuabili mai siguri sunt persoanele juridice, pentru că sunt mai puțini, mai ușor de controlat și pot să intervii în activitatea lor. La o persoană fizică, dacă te duci să-ți recuperezi niște debite, pe lângă faptul că sunt mult mai mulți și ar trebui să deschizi multe procese, multe dosare, costurile ar fi foarte mari pentru recuperarea celor debite. La persoane juridice este mult mai simplu. Dacă o firmă funcționează și te duci să recuperezi niște debite, clar că acea firmă va face tot ce stă în putință să plătească. Dacă vrea să mai funcționeze. Dacă mai vrea să funcționeze. Dar marea majoritate vor să funcționeze. Marea majoritate vor să funcționeze. Acum, dacă un tarif este mare sau mic, dacă ar trebui scăzut, asta este într-adevăr o discuție amplă și ea merită purtată. Până la urmă, dumneavoastră spuneți, de exemplu, că este mult. Ok, este o opinie. O opinie, n-am spus. Părerea mea, da. Calcul, da, sau da. Este o opinie. Da, eu am făcut un calcul. Așa, ați făcut un calcul în ceea ce privește diferența. Diferența, dar și prețul în sine. Dar ați prețul făcut în sine. Exact, ați făcut un calcul în ceea ce privește diferența dintre cât plătește o persoană fizică, respectiv aproximativ 1800 de lei. Eu sunt de acord să plătesc impozit pe lux. Dacă am lux, să plătesc impozit pe lux. Dar este foarte mult să ceri unor firme care dau de lucru la 5, 6, 10 oameni în orașul ăsta, să plătească anual, care, deci o firmă de distribuție, da? Da. Care face banii destul de greu, să știți, nu-i face chiar sigur așa de ușor. Da. Toată lumea să plătească, greu. Dacă are 5 mașini la distribuție, să plătească salariul pe lună de zile al unui funcționar mediu din primărie. O firmă. Domnul Bălănescu, eu m-aș duce puțin mai departe. Ideea ar fi următoarea. Eu, de exemplu, dacă aș avea o firmă de distribuție, m-ar interesa nu neapărat cât plătesc parcarea, cât să găsesc loc de parcare. Și asta este altă poveste. Și atunci sunt dispus să am un tarif mai mare pe faptul că parchez în oraș, dar ideea ar fi să găsesc loc de parcare acolo unde am eu de descărcat marfa. Și dacă m-ar interesa să fie niște locuri prealocate. Asta înseamnă să plătești luxul. Dar luxul activității pe care o desfășori. Adică, așa cum am locurile pentru handicap, da, să am unul, două locuri pentru cei care în timpul serviciului trebuie să, nu știu, duce o pizza, duce nu știu ce. Bun, dar vedeți, dumneavoastră puneți situațiile, trebuie discutat aceeași măsură. Una este să vii cu mașina la serviciu, ai parcat-o și ai lăsat-o 8 ore acolo, nu. Și alta este să-ți folosești mașina. Nu mă refer la asta. Eu mă refer la cei care folosesc mașina în timpul serviciului. Păi, respectivul care vine cu mașina la serviciu, vine cu mașina de la dată de la firmă. De la firmă, da. Și atunci îi plătește parcarea pe firmă. Bun, și firma aia nu, deci eu nu înțeleg ecuația până la capăt. Firmele din Neamț, toată lumea e de acord, trăim în cea mai săracă regiune, suntem la PIB, acolo în primii 7 din țară, când întoarcem clasamentul, avem niște firme care, multe dintre ele de-abia respiră de pe o lună pe alta, au crescut toate prețurile. Și acolo unde există posibilitatea locală de a ajusta, de a face pe termen scurt, pe termen mediu sau pe termen lung, niște lucruri care să ajute acele firme punctual, acolo lucrurile nu se fac.
Deci, eu încă o dată, trebuie, și aici, trebuie făcută o gradație a cât de importantă este măsura respectivă. Cât de importantă este măsura aia respectivă. Pentru că, până la urmă, diferența este de vreo 25 de lei, a spus dumneavoastră. Nu 25 mai de lei. Acum, 25 de lei. 25 de lei. Asta înseamnă că se duce la aproximativ 300 de lei pe an. 25 de lei, cam pe acolo, da. Deci cam 300 de lei pe an plătește o persoană juridică mai mult decât o persoană fizică. Bun, dacă calculul este destul de amplu, poți să-l faci destul de amplu, de genul că toată suma respectivă s-ar duce pe o cheltuială. Dacă firma respectivă este plătitoare de impozit pe profit, este o sumă deductibilă și atunci nu mai plătește impozitul pe profit, respectiv 16%. Dacă e pe venit, e altfel. Dacă e pe venit, e altfel. Deci, în primul rând, plec de la următorul aspect. În toate, aproape în toate, în ceea ce privește serviciile publice și impozitele, firmele plătesc mai mult decât persoanele fizice. Logica, nici eu nu am înțeles-o întru totul, este doar în ceea ce privește eu pot să posibilitatea înțeleg. Colectării. Dar firmele plătesc și alte lucruri. Da, multe. Multe alte lucruri. Și firmele respective dau de lucru la niște oameni și generează bani la buget. Generează bani la buget. Acum, să mai discutăm și altfel. Ce mi se oferă mie ca persoană fizică sau ca persoană juridică vis-a-vis de parcări în condiții în care prețul a crescut? Eu pot să înțeleg de ce crește prețul. Ce se oferă în plus? Deci, în primul rând, se oferă lucrurile la fel trebuie luate. Ce facem? Cine a fost mai întâi? Ou sau găina? Știți cum e? Deci, mai în momentul de față, oamenii, firmele plătesc pentru locurile de parcare cu promisiunea administrației că banii respectivi vor fi folosiți pentru crearea de noi locuri de parcare. Unii ar putea să spună invers. Creează mai întâi locurile de parcare și după aia cerem bani. Eu înțeleg logica asta. Eu înțeleg logica asta și mi se pare normal. Dom'le, vrem să facem locuri de parcare, trebuie bani. Nu găsim bani din fonduri europene pentru așa ceva. Facem din ce încasăm de la populație. Da, este un proces care trebuie să meargă permanent. Adică nu se va opri. Facem chestiunea asta 3 ani, am creat locurile de parcare este și okay. Gata. Nu, el va trebui tot timpul să, okay. Să fie ajustat. De nu mai știu câți ani e când s-a înființat prima dată X-Data Soft-ul, de mult, de atunci noi tot auzim această poveste. Vom face locuri de parcare. E ca cu felicitările alea de sărbători. Fie ca. A venit actuala administrație și îl mai reducem din ele. Deci, bine, acum, aici sunt sigur că se va rezolva. Asta sunt sigur că se va rezolva. Asta sunt sigur că se va rezolva. Da. Până la urmă, cred că ar trebui un pic gândit și lucrul ăsta. Dom'le, e ok, am mărit, facem. Băi, da, hai să ne uităm și în jurul nostru. Cât poate să suporte o firmă? Cât poate să suporte? Și discuția pleacă de la parcare, dar nu numai parcarea. Domnul Bălănescu, mai este o cifră importantă. Întrebam, cred că anul trecut, cam câte abonamente de parcare se fac în Piatra Neamță? Și erau în jur de 100 și un pic. Știți de ce? Deci... Știți de ce? Vă spun eu de ce. Vă spun eu de ce. Da, după emisiune vă spun. Ok. Se făceau abonamente mult mai multe. Și eu știu anumite cauze, dar... Se făceau mult mai multe abonamente. Așa arătau. Da? Și atunci discuția nu mai e... Dacă numărul acesta se va păstra în continuare... După emisiune vă pun o înregistrare. După emisiune vă pun o înregistrare făcută ieri pe un telefon la o instituție publică din județul Neamț unde bună ziua. Sunat prin secretariat. Bună ziua, mă interesează, sunteți domnul X? Zic nu. A, credeam că sunteți domnul X, să vă spun cum am rezolvat problema, despre care întrebam și eu. Uh-huh. Dar care problemă nu se poate rezolva în momentul ăsta, că nu ai cum. Da. E atacată. Sunt, E atacată. Dar să spunem cum am rezolvat problema. Deci,
De asta... Sunt curios să aflu. Da. Mergem mai departe. Bun. Aici doar aș vrea să mai fac o singură. Vedeți, atunci când iei niște decizii în ceea ce privește administrația, poate unii dintre marea majoritate a oamenilor pot să spună: lasă-mă că firmele au bani și au de unde să plătească. Cei care știu ce înseamnă să ai o firmă și ce înseamnă să faci acest echilibru între cheltuieli și venituri și nu este deloc ușor, normal că considerăm, iarăși noi plătim mai mult sau nu știu, mai încă o taxă în plus pentru, în loc să, exact cum spuneați dumneavoastră, eu creez locuri de muncă. Bine, aici este un aspect, nu-l creez pentru societate locul ăla de muncă, până la urmă și creez că în felul ăsta îți crești tu veniturile. Da, ea trebuie să fie o discuție și nu trebuie să fie o colaborare în această relație. Și nu lasă că ție îți merge bine și eu atunci, uite ce posibilitate bună de a te taxa în plus mi-ai dat și în felul ăsta reușesc să strâng mai mult bani la bugetul meu. Nu, trebuie să fie o colaborare. În ceea ce privește strict parcările, diferența nu este atât de mare din punctul meu de vedere. E adevărat, discuția poate fi dusă în ceea ce privește numărul de abonamente pe care le face o firmă. Aici este într-adevăr o discuție interesantă pentru că în felul ăsta și încurajez firmele să achiziționeze aceste abonamente. În momentul în care numărul de abonamente pe care se achiziționau până acum, cel puțin datele pe care le aveam eu, era un număr foarte mic la nivelul orașului Piatra Neamț, numărul de abonamente, ăsta și asigură un venit oarecum garantat în ceea ce privește veniturile din parcare. Până la urmă, care este obiectivul cu veniturile din abonamente și taxa pentru parcare? Să reușesc să colectez niște bani, bani cu care să, pe care să investești tot în parcările este, alea. Este normal, logica e de înțeles. Da, dar vedeți, normalitatea la noi până acum n-a funcționat, în sensul că oamenii vin dintr-un șir lung de ani în care s-au plătit parcări, taxe pentru parcare și oamenii asociază taxa cu parcare. Ce ai făcut, mă? Mi-ai tras o linie pe asfalt și îmi ceri bani pentru asta? Și n-au dreptate? Da, au dreptate. Și acum, în paradigma asta, vii și spui că lasă că eu îți iau banii ăștia și am să creez noi locuri. Lasă-mă, că când ai să creezi tu locuri de parcare? Sincer vă spun, cam așa stau lucrurile, cum le spuneți dumneavoastră. An de zile s-a încasat o taxă la Piatra Neamț pentru apărare civilă sau ceva de genul ăsta. E o taxă de genul ăsta. Niște bănuți care s-au strâns, se plătesc odată cu impozitul, da? Sunt inclus în impozit, au o cotă acolo, așa. Și am întrebat și eu odată, bă, ce se întâmplă cu ăștia? Băi, e taxă pentru asta, răspunde cineva de cum se dau banii aia. Până la urmă am aflat că este un compartiment în plăriere și trebuie să ia sigur și salariile, cumva. E de noaptea minții. Lucrurile astea, de asta eu insist. Eu aș discuta și despre taxa asta. Bine, hai să vedem ce s-a făcut. Eu să fiu consilier, la o ședință m-aș ridica. Bine, hai să vedem. Uite, rog executivul, că în ședințe, știți, Consiliul Local, rog executivul, primăria, să ne pună o situație cu ce s-a făcut. Pentru că poate așa prevenim situații de gen parking, cu încasarea banilor în avans, fără contract, prevenim și alte situații de genul. Băi, hai să vedem, hai să facem, dacă tot încasăm banii ăștia, prevedem un buget și facem un adăpost. Dăm cu var în 3 adăposturi. Și dăm cu var și spunem că am dat cu var. Și mai sunt și alte asemenea lucruri. Acum, apropo de firme, când aveți, deci, discuția merită făcută, am primit, chiar în timpul emisiunii, de la o firmă, nu pot să-i dau numele, pentru că zice, nu-mi dați numele, că nu mai pup altă dată. Zice, dacă se face un târg la Piatra Neamț, zice, ce trebuie să vină, cu ce trebuie să vină o firmă ca să fie autorizat, între ghilimele. Și spune, ce e bine, zice, nu sunt multe hârtii. Zice, ascultați-mă. BICI administrator copie. Certificat de înregistrare liberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, copie. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului,
pentru punct de lucru declarat copie. Acord autorizație de funcționare pentru spațiu comercial și sau alimentații publice emis de compartimentul autorizări, așa, copie. Acord de deținere a spațiului, dacă te duci la un târg, deci te duci la un târg undeva, da. Acord de deținere a spațiului, acord de ocupare a domeniului public conform HCL nu știu cât, din care să reiază suprafața desfășurată. Aviz acordurile autorizației emise de alte autorități, instituții publice în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată. Se presupune că ăla care vine acolo are autorizație de funcționare. Da, se presupune. Deci, așa. După aceea, dovada plății de, asta e cea mai importantă, de emitere și eliberare a avizului de funcționare, pe pagina cealaltă, din nou, cerere pentru deschiderea activității comerciale temporare sau sezoniere, de declarație de încadrare pe tipul a unității, din nou, BCI, copie, și încă se mai reiau, de ce se cer de două ori, nu înțeleg. Și spuneam așa, în gândul meu, de nepriceput în treburile astea. Păi, eu fac un târg, eu, nu știu, urban. Da. Fac târgul ăsta de aici, care îl fac ei, mă rog, așa, cu chestia aia lunară. Dacă eu fac târgul, de ce trebuie să ducă fiecare dintre ăia la primărie, când eu mă pot duce la primărie, unul singur, și fac. Și plătesc tot ce trebuie să plătesc, eu de unul singur. Apropo de mecanismele astea care câteodată enervează pe cei de la firme. Normal că enervează. Eu sunt pus în situația asta de foarte multe ori să duci să documente... Te duci cu dosarul. Chestiunea este, este lucrurile s-ar desfășura extrem de simplu dacă ar fi toți oamenii de bună credință. Deci atunci lucrurile s-ar desfășura extrem de simplu. Atunci când intervine cineva care... cum să zic eu, pentru a face mai mulți bani, încalcă niște reguli de bun simț, ajung toți cei care sunt de bună credință să sufere și să intre într-un proces birocratic extrem de complicat. Perfect de acord cu dumneavoastră. Problema este, ăla care a încălcat regulile cu bună știință, de ce nu, după ce a încălcat regulile, să vină cineva și să spună, domne, avem două firme, nu le dăm numele, dar care din momentul acesta nu mai pupă niciun eveniment public, așa, pentru că au încărcat regula asta, asta, asta și asta. Bun, dar până acolo se pot întâmpla niște lucruri care, din care unii oameni să sufere. Bun, da. Dau un exemplu. Să spunem că faci un târg unde se servesc produse alimentare. Corect. Și nu cercetez firma în amănunt. Și nu o cercetez. Dar nu cercetez, că pentru a-l cerceta trebuie să-i pui pe cel care face târgul este obligat și asumă răspundere. Trebuie să pui pe oamenii aia pe drumuri. Adică, cine este responsabil în firma asta? Administratul. Dă-mi o carte, copie după carte de identitate. Cum se cheamă firma? Este înregistrată tot? Da, da, dă-mi o copie. Dar nu e mai simplu să facă ăla care organizează târgul chestia asta? Bun, sunt și situații din acestea în care cel care organizează târgul trebuie să strângă toate aceste documente. El vine, adică mi se pare deja stresant. Eu mă duc să intru în relație cu urbanul, da, după care trebuie să mă duc la primărie să fac același lucru, intru în relație cu primăria și urbanul, ca să vină acolo, eu trebuie să-i prezint niște documente, nu? Adică nu vin la un târg de genul ăsta și sunt luat de pe stradă și mă duc și fac mititei. Bun, ideea este că se ajunge la un moment dat, într-o situație, să spunem că o persoană are de suferit în urma unui produs consumat. Să răspundă ăla care face târgul. Și în felul ăsta se duce. Dar ce a făcut ăla care a făcut? Dar primăria, de ce n-a verificat? Primăria a dat avizul pe baza acestor documente și răspunderea este cel care face târgul. Eu personal, cu firmele pe care le conduc, sunt în aceeași situație, da, și îmi pun întrebarea, da, de ce se întâmplă lucrul ăsta? Asta vreau să vă spun. Pentru că la un moment dat, cineva a încălcat niște reguli și au avut niște oameni de suferit. Ce este cel mai simplu pentru legiuitor? Mai punem o hârtie. Mai punem o autorizație. Am rezolvat problema, n-am rezolvat problema, dar
am mai pus o hârtie. Vorba unei doamne de la Ministerul Sănătății care mă controla și eu îi spuneam: doamne, nu se poate în practică să facem toate hârtiile astea, că nu ar trebui să-l țin pe om aici o oră și să semnăm numai hârtii. Domnul Jucan, dacă nu vreți să aveți probleme, acoperiți-vă de hârtii. Păi și facem și nu mai facem. De simplu, nu vreți să aveți probleme, acoperiți-vă de hârtii. Pentru persoanele care sunt executibile, cărora le place activitatea și în mediul de business sunt, cei mai mulți sunt așa, normal când se întâlnesc cu o situație de genul ăsta a unor oameni care stau în spate în birou și mai adu-mi o hârtie, mai adu-mi o hârtie, mai adu-mi... Ei sunt obișnuiți, persoanele din administrație sunt obișnuite cu hârtii, cu mersul ăsta al hârtiilor. Noi în fine te supoci. Demersul meu către consilierul local este următorul. Haideți să încercăm la Piatra Neamț să simplificăm aceste lucruri. Da, se fac pași în sensul ăsta. În primul rând să nu se mai vină, să se poată transmite cât mai multe dintre ele online și pe cât mai multe canale. Inclusiv acum este acest proiect care sper eu. Știți că primarul Carabelea este foarte cât se poate de orientat spre digitalizare. Doar că partea asta de digitalizare, câteodată nu poți să o faci exact cum vrei, pentru că legislația, până la urmă, îți cere copie după nu știu ce și nu îți permite ție să-l verifici pe respectiv. Nu mai ceri copie după buletin. Intru pur și simplu în baza de evidență a persoanelor și văd, există persoana asta? Există. Are legătură cu firma asta? Are. Este trecută la ONRC? Că este administrator, gata, am rezolvat problema. De asta spun, adică doar lucrurile sunt atât de simplu de făcut. Da. Nu știu, avem Direcția Taxe și Impozite, unde fiecare firmă duce, plătește și are actele depuse acolo. Direcția Taxe și Impozite ține de municipiul Piatra Neamț. Aici este o întreagă discuție, pentru că în felul ăsta s-ar deschide portițele pentru niște verificări. Dai posibilitatea unor funcționari să facă niște verificări și în afara cadrului strict legal. De exemplu, dacă eu îți dau posibilitatea ție să mă verifici pentru un târg, da? Tu, eu cunoscându-te pe tine că tu ai posibilitatea să verifici o firmă în Registrul Taxelor și Impozitelor, vin la tine și spun: auzi, ia-i să-l văd pe ăla. Ia vedem pe ăla puțin. Ia să-l vedem pe ăla, cum e, care e treaba. Și de aici, de ce? Pentru că cineva nu ar respecta regulile normale. Și, o dată, faptul că există oameni în societate, de asta, din punctul meu de vedere, nerespectarea regulilor ar trebui pedepsită mult mai mult. Și mai avem o problemă în ceea ce privește problemă. O situație care tărăgânează lucrurile în ceea ce privește societatea noastră. Știu foarte mulți oameni de bună credință, printre ei mă număr și eu cu modestie, care nu reclamă, da, corect. Nu reclamă atunci corect. Când știu de existența unor asemenea jucători care în piață care nu respectă regulile. Da? Așa și asta e. Că așa nu poți să... Dar dacă reclami acum pe cineva, exact. Te trezești că acel cineva primește toate datele reclamației în secunda 2 înainte de a începe. Este posibil. Este posibil, doar că nu ai cum să faci ca o societate să meargă dacă nu îi detemem pe cât mai mult să respecte regulile, iar să fie cu totul excepționale cei care nu respectă regulile. Din păcate, lucrurile astea se duc la o birocratizare și, încă o dată, foarte multe hârtii și foarte multe, eu știu, reglementări de respectat care, pentru cineva care conduce o firmă, par imposibil aproape de pus în practică. Până la urmă, obiectivul principal a unei persoane care face afaceri este să reușească să vândă produsul sau serviciul lui cât ori mai mult și să facă business-ul respectiv să funcționeze. Tot timpul veniturile tale să fie mai mari decât plățile pe care le faci și cheltuielile pe care le ai. În momentul în care mare parte din timpul tău trebuie să ți-l aloci unor chestiuni strict birocratice, care au logica lor, au logica lor, vezi, doamne, să nu cumva să te sustragi de la plata. Eu n-am niciun interes să mă sustrag și atunci pentru mine lucrurile astea sunt simple, relativ exact. Simple, dar trebuie să completez toate hârtiile alea.
Da, a trecut o oră, să știți. Da, ne-am, am plecat cu o idee să fim mai de o emisiune și mai am fost să ne-am încordat puțin la sfârșit. Probabil că e vorba de firea fiecăruia da, dintre plec totuși noi, cu o temă în ceea ce privește. Am să mă uit și eu cu atenție la, nu neapărat la ce documente trebuie să depună o persoană juridică care participă la un târg, ci mai ales unde poate să le depună și dacă se poate... Și revin și cu ideea aceea cu abonamentele care... Eu cred că ar merita discutată. În ceea ce privește ideea cu abonamentele, dincă o dată, eu sunt adeptul numerelor mari, în sensul că dacă impactează multe persoane, da, merită luat și să depui energie pentru asta. Și dacă are un efect, cum să zic eu, de a crește încasările, până la urmă, eu sunt într-o situație dublă care trebuie să o analizez. Pe de o parte sunt antreprenor, da. Pe de altă parte sunt consilier local. Ca și consilier local, pe lângă faptul că trebuie să reprezint interesele cetățenilor, trebuie să intru în contact cu nevoile administrației și cu proiectele acestea. Și lucrurile sunt simple. Vrei să pui ceva în practică, ai nevoie de finanțare. Acum, nu poți să spui că din parcări vin foarte mulți bani, extraordinar, raportat la buget. Dar, totodată, și bugetul ăla este format din mici cheltuieli care îl macină. Și atunci, câteva sute de mii de lei, dacă mai vin și de la parcări, sunt binevenite. Important ca oamenii să vadă ceva din banii ăia și nu să ne trezim peste 2 ani că suntem în aceeași discuție cu linia. Ce a făcut, ați tras o linie. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc. Vreau doar să mai spun, apropo de finanțări și de bani, am primit un comunicat din partea primăriei care ne anunță că au fost niște vizite la București, la minister, la domnul prim-ministru Ciucă și că prin Programul Național de Investiții Agnes Alini vor fi primiți niște bani la Piatra Neamț, 43 de milioane de lei pentru 2 proiecte de maximă importanță, rețele noi de alimentare cu apă și canalizare pe Bulevardul de Traian și Decebal și un pod rutier nou peste râul Bistrița în zona Căprioară. Da, sunt bani foarte importante. 2 proiecte foarte importante. Da. 2 proiecte foarte importante. Acum să le vedem puse în practică. Să le vedem când și cum. Nu, cel puțin cel cu... Cu apa trebuie, cu apa făcut, trebuie rapid. Făcut rapid. Da. În următorii un an și jumătate, maxim 2. Ca să poți termina și celelalte proiecte. Sigur că da, ele vor merge în paralel. Cel cu podul, cu siguranță, va dura ceva mai mult, dar dacă îl vedem în 3 ani de zile, de exemplu, demarate lucrările și finalizat, ar fi extraordinar. Așa zic, în administrație. Așa zic și eu că ar fi bine să vedem asta cu apa, în primul rând. Dar așteptăm finalizarea procedurii. Procedurii, da. Procedurilor, că de fapt sunt 3. Și să vedem ce se va întâmpla. Sperăm că lucrurile vor merge bine. Îmi aduc aminte de o zicală adaptată a unui italian, dar nu pot spune pe post, începe cam așa: trăind-o, mâncando și mai departe nu pot să spun pe post. Ne oprim aici. Trăind-o, sperando. Păreați chiar optimist când ați început. Da. Mulțumesc pentru atenție și mulțumesc pentru participare. Numai bine, mâine dimineață o nouă cafea. Vedem. Zahăr, fără, cu. Ne descurcăm. La revedere! La revedere!